să las pe domnul antrenor să spună două vorbe despre ceea ce așteaptă de la acest meci, apoi cu Bugi și apoi întrebările noastre. Ca să legăm un pic cu ce a fost înainte, e prima oară când l-am întâlnit pe domnul Iulian și am ascultat cu interes tot ce a spus. Mă face să am încredere că lucrurile vor fi bune aici la Petrolul, din toate punctele de vedere, și ne obligă pe noi ca staff, ca jucători, să dăm mult mai mult din momentul ăsta, pentru că e nevoie și de rezultate pe lângă partea financiară, care sper să se rezolve. Referitor la meci, dacă luăm strict pe hârtie, Steaua pleacă favorită la meciul ăsta din punct de vedere al lotului, al valorii, al organizării, a tot ce se întâmplă acolo, doar că jucăm acasă, vom juca cu un stadion plin și cred că ambiția noastră, suportul fanilor noștri va face ca șansele să fie egale la acest meci. Eu, ce să zic, un meci foarte greu, poate cel mai greu meci, dacă îi putem spune așa, cu o echipă bună. Nu trebuie să ne luăm după ce s-a întâmplat aseară, dacă vă gândiți la asta. O echipă foarte bună, un lot destul de numeros, cu jucători valoroși și cu siguranță o să avem un meci greu. Cine e favorită? Pe foaie ei sunt favoriți, pentru că, am spus, sunt o echipă destul de bună, au jucători valoroși, dar zic eu, cu lumea pe care o să avem la stadion și suporterii care o să ne încurajeze, putem echilibra balanța și zic eu că o să fie un meci echilibrat și de ce nu putem și câștiga. Înaintea meciului cu Pavon, antrenorul ne spunea că erai foarte dornic pe el. Acum care mai este care? Sunt dornic în continuare, ce să zic. Da, nu eram pregătit la meciul acela. Acum am prins câteva antrenamente cu echipa, m-am antrenat și sunt mai ok. Ai când la 5-1 ora de poveste? Sunt amintiri frumoase, doar că trebuie să ne gândim la ce avem de făcut la meciul care vine. Le-au fost atunci, rămânem cu ele, n-are cum să ni le ia nimeni. Mi-aș dori să mai repetăm un scor de genul ăsta, deși cred că va fi imposibil la următorul meci. Contează, Nicu, dacă mai voi și eu, situația puțin mai specială de la ei cu meciul de aseară, cu jucătorii menajați, cu astea în pregătire la partide, vedeți timp de vida. Da, și-au asumat niște riscuri făcând lucrul ăsta. Și doar rezultatul de duminică va arăta dacă au făcut bine sau n-au făcut bine. Din punctul meu de vedere, cred că n-au făcut bine, așa consider eu. Să mergi de maniera care ai mers într-un meci de cupe europene, un meci oficial, să pierzi de genul ăla, nu poate decât să te tragă un pic în jos, oricum ai lua-o și oricum ai pune-o. Faptul că au rămas 7 jucători și vor fi odihniți, nu știu cât avantaj e, dar spus, lucrul ăsta decât după meciul de duminică vom trage concluziile alea reale. Din cele spuse de Budi până acum, reiese că de tine depinde dacă va juca sau nu va juca duminică. E clar că de mine depinde și hotărârea asta o să iau eu împreună cu stafful, cu stafful medical, cu el. O să analizăm care e cea mai bună variantă și să ajungem la cea mai bună variantă. Va exista conferința de presă în care veți spune vreodată, va juca sigur? Da, cu siguranță că o să existe și asta. În momentul în care o să știu sigur. O să fiu sigur de un anumit jucător că joacă, o să spun că să joace. Nu e problema asta. Bine, legat de tine, Budi, cu siguranță că tu aștepți momentul cel mai priant, adică să fii 100% pregătit, pentru că dacă din păcate intri și se mai întâmplă ceva, s-ar putea ca continuarea să nu mai fie cea dorită de toată lumea, nu? Cel mai important aspect. Păi nu, dar după ce revii, după o perioadă așa lungă, nu poți să zici, stai că intră și joacă direct. Să apară de casă. Sunt 6 luni de zile, adică n-am stat 3 săptămâni ca să... Am stat destul de mult și o să... Trebuiască să iau pas cu pas, nu are rost să mă grăbesc și să forțez. Ce
Bun, greu așa în afara gazonului, cu siguranță, adică fără meciurile oficiale. A fost destul de greu. Dar acum am zis, am prins perioada asta de pregătire, a mai fost perioada de întrerupere și am prins câteva antrenamente și sunt mai ok. Te-ai așteptat vreodată, mai ca în periplul tău, așa, de antrenor, să existe ziua în care patronul stării să se teamă de un meci cu Petrolul, care l-a întâlnit tu? Cred că oricare ar fi fost adversarul Stelei în următorul meci, patronul s-ar fi temut. Nu neapărat că joacă cu Petrolul. N-aș vrea să discutăm prea mult de ei, pentru că problemele lor sunt ale lor și trebuie să și le rezolve. Noi trebuie să fim ce trebuie să fim la meciul ăsta și îmi doresc o mult mai mare concentrare, o mult mai mare responsabilitate din partea tuturor, pentru că relaxarea asta sau nici nu știu cum să-i spun a făcut ca la ultimele meciuri să pierdem câteva puncte. Danicu, se tot discută de aceste finaluri de partidă. Cât poate gestiona antrenorul astfel de momente neplăcute, nu? Care iată înclină de multe ori balanța. Poți să ai, eu știu, o decizie să faci o schimbare atunci pe final, da. Aici ține mai mult de jucător, cred, de concentrarea lui. V-am spus, fazele fixe pentru mine sunt cele mai ușoare faze din fotbal, pentru că e un moment fix, fiecare în mod normal ar trebui să știe ce are de făcut. Sunt lucruri pe care, vorbesc de fazele fixe, nu le poți antrena zi de zi, dar odată puse la punct, trebuie doar readuse în prim plan când ai ocazia în antrenament. Când ai ocazia în pregătirea jocului și asta o fac de fiecare dată, doar că, nu știu, tinerețe, neatenție, s-a întâmplat ca la jocurile astea să pierdem un pic marcajul, să pierdem un pic pe jucător care execută cornerul și să ne coste. Domnule Nae, adevărul este formă și domnule, că nu seamănă un meci cu altul. După ce am văzut CFR cu la seară, s-a părut că ne-a scăpat pe Dumnezeu de un punct de aur cu ei. Adică, nu știu, parcă noi am anițit la mai bine decât... Am fost foarte aproape la meciul de la Mediaș cu Clujul, doar că ultimele 20-25 de minute practic noi n-am contat în atac și asta a făcut să aducă Clujul peste noi, să le dea încredere. E lucru care mă preocupă cel mai mult în momentul ăsta, pentru că așa s-a întâmplat și la meciul cu Hermannstadt, doar că acolo au fost doar vreo 5-6 minute în care am cedat inițiativa. Încercăm să nu mai ajungem în momentul ăla, să nu mai facem greșelile astea. În visele tale cele mai frumoase, vezi pe rolul un play-off și Steaua în afara play-off-ului? Acolo, pe vise, putem visa și să ne gândim, doar că, v-am spus, mie îmi place să văd doar ce urmează apropiat, da? Și e important acum doar meciul cu Steaua. Vedem ce putem să obținem. Vorbeam cu cineva care e în sală aici și îmi spunea că dacă Petrolul câștigă în play-off și dacă Steaua câștigă în play-off, doar că nu e chiar așa, mai mult de jucat. Și indiferent de rezultatul ăsta, se poate întâmpla orice până la final. Ultimele meciuri de genul ăsta sunt mai speciale și pentru fiecare jucător cu care intră în teren, totuși pe CSB, Steaua, Dinamo, Rapid, nu? Parcă arată altfel și pentru tine ca jucător acolo pe gazon. În general, meciurile derby sunt mai interesante și cu atât mai mult când stadionul este full și te simți altfel. Îți dorești mai mult să câștigi, să obții un rezultat bun. Este o echipă de bătut, pentru că ați văzut ce rezultate sunt, este un campionat echilibrat, oricine bate pe oricine, chiar am văzut aici meciul Rapid Chindia, nu se gândea nimeni și i-au bătut, deci se poate întâmpla orice la orice meci. Nivelatul jos sau nivelatul sus? Nu știu dacă este jos sau sus, dar echipele sunt echilibrate. E nevoie de puncte, Nicu, finalul de săptămâna acum de tur este o destul de complicat și e nevoie clar de puncte. Orice mes, sperăm să luăm puncte, de acolo plecăm. Și v-am spus, am avut meciuri în care am scăpat practic punctele printre degete și mi-ar plăcea să nu se mai întâmple asta.
spuneam după meciul de la cu CFR că dacă am fi pierdut 3-0 clar, n-aș fi fost atât de supărat cum am fost după 1-0 ăsta că am pierdut. Trebuie să arătăm mai multă maturitate în joc. Avem jucători cu experiență, dar avem și jucători cu mai puțină experiență. Și cred că aici facem diferența. Mixul încă nu e foarte echilibrat. Această discuție poate nu se mai termină. Știu, un joc spectaculos și puncte sau punctele care primează cu adevărat. Deși uităm că se tot discută de tema asta mai de fiecare dată. Am trecut de spectacol și de astea. Pentru mine primează punctele și atât. Dacă reușim să luăm puncte jucând mai puțin spectaculos, eu sunt mulțumit. Te aplaudă Dan Petrescu acum? Te aude? Nu e neapărat de aplaudă. Asta e realitatea. Cu jocul frumos rămâi o zi, două, la fel și cu jocul mai puțin frumos, dar punctele rămân în clasament până se termină campionat. Nu știu dacă pică greu până aici. Emoțiile sunt la început de joc, după care le pierzi, nu mai sunt. Trebuie să te gândești la ce ai de făcut fiecare pe postul lui și să-ți atingi obiectivul. Nu am vorbit de pronostic. Important este să obținem un rezultat bun acum. O să jucăm frumos sau mai urât. Trebuie să obținem puncte. Din nou cu lotul, nu sunt probleme, din nou am trebuit să te duci într-o postură, mai e plăcută. E plăcută, da, dacă o postură destul de plăcută, să ai de unde alege. Nu îți bătăi de cap, deja au trecut multe meciuri, știu ce am de făcut, alegerile le fac în funcție de și de adversar și de strategia pe care o avem noi pentru meciul respectiv. Ei cred că au înțeles asta, n-am probleme din punctul ăsta de vedere. Ce l-a întrebat Adi mai devreme pe Budi cu motivarea, cred că e ușor de motivat un meci de genul ăsta, pentru că din momentul în care pleci de la hotel, găsești strada plină de tricouri galben-albastre, de lume care te încurajează, ajungând aici la fel, când ieși pe stadion cu o oră jumate înainte, sunt câteva mii de spectatori care la fel te încurajează și plus jocul în care un stadion întreg îl ai cu tine, așa că din punct de vedere al motivării, la meciuri de genul ăsta e foarte ușor. Se știe ordinea la executarea lovitorului la 11 metri? În mare știm, da, dar e în funcție și de cine, cum se începe joc. Deci ar putea unul care execută foarte bine să nu înceapă jocul. N-am avut până acum 11 metri, punem lista aia de atâta etape. Și n-am avut parte. Da. Mai avem privilegiul să avem două rezultate care ne avantajează, deci e normal că victoria, dar pentru noi și e un punct câștigat, m-am spus, și cu echipe care an de an se bat la primele locuri, câteodată e bun și un punct. În audiență? Doar ne-am văzut și am vorbit, da, tot despre club, dacă este. Nu, ne-am întâlnit și am discutat tot pentru club, o chestie, poate cumva ne-a explicat câte ceva, dar e mai dificil în perioada asta, nu știu, sper să vină lângă noi și situația, nu este nicio strategie, adică noi doar am spus că am vrea să fie alături să ne ajute cumva, că oricine e binevenit, cum a spus și mai devreme domnul Ilia. Ok, bine.